Salutare oameni buni, sper că sunteți bine, Mățu e bine. Astăzi fac un nou clip cu DJI Mini 2, voi zbura din nou în stilul meu, încerc să fiu cât mai fluent și constant, să-i dăm bătaie. Hai că am avut ceva emoții să ies de aici din curte. Să-i dăm bătaie. Opa, suntem supraexpuși. Asta așa. Mă aflu în comuna Jibert. Aici s-a născut mama mea. Sunt la țară. Comuna Jibert e în județul Brașov. E un sat în acela Săsesc. Nu mai găsești niciun sas aici, sau poate ar mai fi doi amărâți, dar aia ca lumea au plecat de mult. Planul meu este să mă duc, fac o vizită de la biserica asta ortodoxă, după care mă voi duce la biserica catolică. Mama a trecut așa ninja. Să nu trec prin fața ta. Nu e problemă. Bun, am pierdut semnalul. Pierdut semnalul pentru că sunt... Așa e. Între mine și biserică este o casă. O, Doamne. M-am gândit la asta. Da. Smooth. S-a dus smooth-ul, dar hai să vedem, plecăm de aici. Bisericuța asta a fost renovată recent. Tot timpul mi s-a părut că e prea mică, frate, pentru câți oameni sunt aici. Dar se pare că oamenii care merg la biserică încap. Da, nu știu să vă zic prea multe de biserica asta, doar că este biserica românilor. O să mergem către biserica sașilor. Cu ocazia asta, să vedeți și sătucul ăsta. Ah, pierdem un pic semnalul. Nu-i problemă. Că o să vină imediat în range-ul meu. Ultima oară când am filmat la Jibert, eram cu Mavic Mini. M-ar veni DJI Mini 1. Și atunci, chiar și cu DJI Mini 1, am reușit să mă duc până la biserica sașilor. După cum puteți vedea acolo în distanță, vezi ce poziție faină are biserica sașilor. Cred că e cea mai înaltă, ba da, cred că e cea mai înaltă clădire de aici din sat. Încercăm așa să ne apropiem cât mai frumos de ea. Să facem o tură în jurul ei. Deci mie îmi place atât de mult biserica asta cum arată. Nici ea nu e foarte mare, în schimb are arhitectura aia mișto de gotic sau, mă rog, ca în Germania. Biserica catolică. Iar pierd un pic semnalul. Deci drona e acum la 600 de metri față de mine. Oricum este o... Deci nici nu se compară semnalul cu DJI Mini 1. Și cu DJI Mini 1 încercam să mă așez, să fiu în line of sight, să o văd tot timpul. Aici sunt după casă. Deci n-am ce să-i zic. Ocusinc ăsta este tata lor la semnal. Opa, cred că am greșit un pic cu gimbal. Așa. Da, și tot timpul mi-am dorit să filmez biserica asta mai ca lumea. Și astăzi este ocazie. Bun. Vremea este nemaipomenită, ciudată ca de obicei. Ieri erau 3 grade, azi sunt 13. Cred că sunt un pic supraexpus, dar nu e o problemă. Sincer, m-am dus, nici eu nu știu unde m-am dus acum. Și s-a dus semnalul. No, hai să mă întorc către casă, cel mai bine. Aici este școala. Școala din Jibert. Iar am pierdut semnal. Hai înapoi semnalule. Da, problema evidentă este că, na, la jumătate de kilometru de mine și cu case în fața mea, pierde semnalul. Văd dacă mă ridic mai sus. Dacă reușesc... Că abia acum mi-a revenit semnalul. Bun. Hai să mă întorc către casă. Și așa, nu știu să vă zic eu prea multe de Jibert, ideea este că îmi place satul ăsta, are case din astea faine, cum ziceam, stil săsesc. Problema e că nu prea mai există oameni tineri aici, casele se duc naibii. Și nu mai zic altceva. Bă, da, ce fain arată. Sincer, nu am văzut prea multe sate de-astea românești filmate din dronă. Mie îmi place. Sper să vă placă și vouă. Uite și la Biserica Românilor. Am fost la Biserica Românilor. Ai fost? Da, a fost prima dată. Gata, venim acasă. Ia uite-o. Aoleu, uite. Gândacul meu. Mama stătea aici lângă mine. Gândacul meu. Ce-mi place cum arată sus acolo. Zici că o răbașcă. Da, arată gândac așa, da. Hai tu-l poate. Vorbește mama cu drona. E și asta treaba. Păi da, mă, îmi place cum arată. Da, cam asta a fost pentru astăzi. No, până data viitoare, să aveți grijă de voi, să nu vă îmbolnăviți. Numai bine, salut! Nu mai, că vin la ea. Da. Dacă nu am...